să rămâneți până la sfârșit. Care e scopul acestei întâlniri? Și m-am gândit la trei aspecte pentru care leviții se adună, cântăreții se adună, poporul lui Dumnezeu se adună și care ar trebui, de care ar trebui să fim animați. Poate nu totdeauna se întâmplă lucrul acesta, dar în seara aceasta nu vin ca un profesor aici, ca un mare predicator, ca cineva care nu greșește. Vorbesc de pe poziția omului care greșește și chiar în săptămâna asta, știți, și Grigore, un pic m-am aprins, e pocăit, e pare rău, e cele iertare și mergem mai departe, nu? Dar nu, n-am avut nicio treabă cu Grigore și mă gândesc la lucrul ăsta, că azi mâinile au zis, bă, societatea, nu ne certăm, suntem împreună și știți ce mă bucur? Că recunoști că Iisus o dat tot ce are. Că oamenii astăzi se laudă, te dață, te fac de toate. Nu vreau să zic aici un cuvânt care nu-i potrivit. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dar atunci, bă, mă bazez pe Iisus. Atunci cu Iisus niciodată n-ai cum decât să reușești. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Și în această seară noi am venit cu scopul acesta, în această seară, primul scopul care am venit aici, sau cu care trebuie să venim aici, în această seară, este să îl proslăvim pe Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu, să-l cinstim pe Dumnezeu, că niciunul dintre noi nu merită să fie cinstit, nici măcar pe privat. Cu scuzele de rigoare. Dumnezeu este Cel care merită toată cinstea și slavă. Acum nu mă înțelegeți greșit că, gata, nu ne mai cinstim, nu ne mai respectăm unul cu altul. Nu vorbesc despre respect. Vorbesc despre cinstea pe care trebuie să o dăm doar din Dumnezeu. Pentru că doar Dumnezeu merită toată cinstea, toată slava și toată gloria. Că mâine dacă ajung la oncologie, toți oamenii care sunt aici nu mai pot să facă nimic, dar Dumnezeu, dacă îți proslăvește, este Cel care poate să intervină. Este alături de ghine, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. În această seară, cred că suntem aici și mă rog, această lucrare care a pornit așa de frumos, în continuare, să fie pentru slava și pentru gloria Domnului. Vă gândeam la aceste trei aspecte scurte în această seară, să vă dau și cât un citat biblic la fiecare, să nu credeți că vorbesc de la mine. Exodul, capitolul 15, zice în felul următor. Eu strâng mai tare, pentru că așa vorbesc eu, nu mă cer cu voi, cu niciunul să nu credeți bine acesta, ci așa e stilul meu, vorbesc un pic mai tare, dar mă gândesc la ăștia care strigă, gol, cât îi ține gura. Eu măcar strig pentru Dumnezeu și pentru că El mi-a salvat sufletul și El merită toată cinstea și toată slava. Ascultați ce zice Maria, ce cântare cântă Maria, sora lui Moise, după ce Domnul, după 430 de ani de robie din Egipt, de slavie, dacă vreți, au stat acolo 430 de ani. După 430 de ani, Dumnezeu îi trece prin Marea Roșie, face minuni pentru ei. Și Maria, inspirată de Dumnezeu, cântă o cântare duhovnicească, la care mă rog ca Dumnezeu să ajute grupul acesta să cânte cântări duhovnicești, cântări înțelepte și cântări noi. Care vin din partea lui Dumnezeu, noi de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și Domnul să ne binecuvânteze. Exodul, capitolul 15, hai să știți de la versetul 1 și 2. Atunci Moise și copiii lui Israel i-au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei i-au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava, l-a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul Tatălui meu și pe El îl voi priamări. Lăudați să fie Domnul. Un asemenea Dumnezeu merită să vin din Maramure și să lauzi pe Dumnezeu cu oamenii aceștia cu curați, merită să mergi până la capătul pământului. Că El te-a scăpat, El te-a izbăvit, El ți-a dat viață, El ți-a dat sănătate. Și dacă Dumnezeu îți ia sănătate, nu mai e absolut nimic. Dar în această seară, harul Lui, bunătatea Lui, îndurarea Lui s-a arătat față de noi. Numele Domnului să fie lăudat. Suntem aici ca să lăudăm pe Dumnezeu. Și mă rog, ca Dumnezeu să ne anime pe fiecare parte dintre noi. E valabil pentru cântăreți, e valabil pentru predicator, e valabil pentru orice tip de slujire. În orice tip de slujire care îl facem, noi trebuie să-L onorăm și să-L cinstim pe Dumnezeu, că El merită slava, cinstea și gloria binecuvântată să fie numele Lui. În al doilea rând, noi cântăm aici că avem o dorință ca oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Care este adevărul acesta? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, covenit în lumea noastră
că a murit și că a înviat a treia zi și într-o zi are să vină cu toți Sfinții Îngeri și va face o mare judecată. Dar noi până atunci, cum zicea Domnul Primar, care o misiune. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, avem o misiune. Să cântăm și să lăudăm pe El ca oamenii să ajungă la mântuire. Care sunt cântările care duc oamenii înspre mântuire? Din start, cântarea duhovnicească despre care am vorbit. Asta e cea mai importantă, să fie cântarii prin Duhul Sfânt, supungerea și supălăuzirea lui Dumnezeu. Astea, cântările acestea ajung la inima oamenilor. Dar hai să ne uităm la un tip de cântare care a dat rezultate extraordinare. Și niște condiții în care ai zice, păi de aici să mai iasă ceva, da. Dintr-o temniță, întemnița Pavel și Sila, la miezul nopții, nopți să se plângă. Noi, cum suntem noi românii, noi ne-am plânge una, două. Noi ne plângem că nimeni nu-i ca noi de bolnav, nimeni nu-i ca noi de, eu știu, de sărac, nimeni nu-i ca noi de slab. Toți ne vedem tot așa în starea asta și asta, nu e o stare bună. Nici să ne vedem superior peste toți, că noi suntem cei mai tari și cei mai mari. Nu. Dar să avem simțiri echilibrate și zic că Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare parte și să ne dea înțelepciunea și lumina Lui cu privire la viața noastră. Zice că la miezul nopții, Pavel și Sila au început să cânte ceva. Nu cântă în care să-și plângă de vină, nu să se victimizeze, nu să facă altceva decât să laude pe Dumnezeu. Deci aici cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor, vreau să vă spun că timpul a trecut și e o seară de cântare. Zice în felul următor în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 16, versetul 25. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Și zice aici mai departe această experiență, vreau să mă duc direct la